Atenat. Nu uita cât au fost vânați alchimiștii care căutau piatra filozofală, elixirul tinereții fără bătrâneți și vieții fără de moarte. Da, Da? și primii numerologi au fost considerați de către unii ca Irineu, la fel de inteligent episcop ca și Irinelul nostru mai Hai să modern. arătăm puțin celebra sermonen al lui Taulerus, de la 1685. Aceasta este lucrarea. Deci cine condamnă pentru prima oară Da, aici matematicile, se vede anul. uită că ele sunt inspirate de Gibrail, de Gabriel. Algebra vine de la Gibrail, adică de la Arhanghelul Gabriel. Și aici, la pagina 188, este povestea legată de acest mercenar, care este foarte simplă. Deci, un luptător tânăr, curajos, intră sub mercenari, intră sub comanda unui comandant de mercenari și luptă cu acesta o perioadă. Într-o zi, în bătălie, acest bărbat în floarea vârstei așa, moare, rănit de moarte pe câmpul de luptă, îi fă datoria, lasă pe acest tânăr, zice, tu vei fi comandantul oștenilor mei mercenari, sunteți o grupă de un fel de băieți de elită, așa, luptați pentru dreptate, pentru nu știu ce și mai departe, luați-vă banii, continuă mai departe și fă prozeliți. Când găsești copii orfani prin cetăți și așa mai departe și vezi că au aptitudini de luptător, au și simțul dreptății și sunt buni, ia-i și crește lângă voi și faceți-i soldați. Trec foarte mulți ani, acesta bătrân se retrage undeva înspre zona Egiptului, într-una dintre cetăți, acolo unde cunoaște o femeie mult mai tânără decât el, care vrea să-l îngrijească, să aibă grijă îndrăgostită. Bine, bătrân la ei era pe vremea 55-60 de ani. El este încă forțos, încă e în putere, dar simte că nu mai poate să mânuie sabia și scutul cu vigilența și virtuțile pe care le avea fizice acum 40 de ani. Și în acel târg, în acea cetate, are brusc o mare uimire, nu uimire, pur și simplu este stupefiat, îngheață, pentru că îl vede pe capitanul lui mort de acum 40 de ani. Și în sermon scrie declarația ăstuia, că spune așa: l-am revăzut pe el, l-am revăzut pe cel ce viața mi-a salvat odată. Și am spus, tu ești nemuritor. Iar el mi-a răspuns cu aceeași blândețe de altă dată. Iar tu ți-ai îndeplinit destinul. Sec. Dom'le, chestia asta este cutremurătoare. Și este declarația unuia care într-adevăr s-a scris foarte mult despre el și despre faptul lui de vitejie. Istorie, în sermonen sunt câteva zeci de pagini legate de existența acestui personaj și acestui grup de mercenari în a influența politica europeană în mai multe sensuri. Au fost și ucigași profesioniști, au fost și cutare, au fost folosiți și în luptă, au participat și la cruciade, adică unde erau bani, dar nu participau decât pe bani, nu, ei nu credeau în absolut nimic. Deci acest individ și grupul lui au existat. Acest personaj să facă o astfel de declarație: l-am revăzut pe cel ce viața mi-a salvat odată. La fel de tânăr. I-am spus, tu ești nemuritor. Deci l-am trăit în târg, pur și simplu. Iar el mi-a răspuns cu aceeași blândețe. Tipul care n-are nimic de pierdut. Da, iar tu ți-ai îndeplinit destinul. Asta a fost dialogul între ei. Ăsta bătrân, cu barbă, ăla la fel de tânăr, după 40 de ani. El are mare revelație, cum domne, capitanul meu care m-a învățat să mă a luat copil orfan din cetate, m-a învățat mesia armelor, m-a învățat mai departe să iau copii orfani, să duc mai departe tradiția și tot. Este la rândul lui un nemuritor. El s-a lăsat ucis, cum s-ar spune între ghilimele, în acea bătălie, ca să poată să dispară, pentru că deja noi eram lângă el de câțiva ani de zile și vedeam că nu îmbătrânește și mi se părea suspect. A trebuit ca să iasă din scenă. Cred că e foarte utilă această filiație a nemuritorilor pe care tu o pui istoricește aici, pentru că, iarăși, dacă nu avem suficiente informații și suntem superficiali în studiu, creăm un alt moment fals zero, ca și cum primul nemuritor pomenit ar fi Contele de Saint-Germain. E, Contele de Saint-Germain apare ca nemuritor mult mai târziu, da, bine, în succesiunea de nemuritori, la o distanță de vreo 6-7 mii de ani față de primii nemuritori pomeniți în tradiție. Dacă le pășeam de la etruși, dacă vorbești numai ce am spus despre Uruk, și deja sunt foarte multe mii de ani, dar mai sunt alchimiști celebri, de exemplu Nicolas Flamel,
care s-a născut în 1330, 1330 și a fost înmormântat între ghilimele în 1418 la Paris. Povestea este că cam din secolul 17 și până în prezent, o grămadă de indivizi, mai ales în secolul 20, de nebuni miliardari, îi caută mormântul, că l-au dezglopat și n-au găsit nimic. Personajul ăsta a dispărut complet. Este cel care se spune că a găsit piatra filozofală. Este cel care a descoperit elixirul vieții. O poveste. A doua poveste este că, de fapt, elixirul vieții este la rândul lui o poveste și că Nicolas Flamel, sau cum se numea el, sau numele care și l-a luat de alchimist, e la rândul lui nemuritor. Da, așa se spune și de Cristian Rosenkreuz, cel care probabil este inițiatorul mișcărilor rozicruciene. E un avatar. Dar de ce să nu-l pomenim și pe Zamolse al nostru? Pentru că el apare când ca om, când ca entitate demiurgică, dar sunt scrierile lui Strabon, al lui Iosef Flavius despre el, al lui Herodot, care îl plasează ca pe un discipol al lui Pitagora. Deci a fost ca om. Ca om. Da. Dar totodată el apare ca un nemuritor care transcede secolele și mai coboară și astăzi din muntele Cogaion prin satele românești și se spune moșul. Acel moș cu barbă albă și cu plete albe. Da, o să ajungem și la el. Alt nemuritor și Zamolse al nostru. Știi ce e interesant la povestea lui Flamel? El este prins, el este desconspirat. Este printre puțini nemuritori, deci într-o epocă mai spre modern. Da? Totuși, secolul XIV încep să se cam miște lucrurile. Bun, canoanele, Vaticanul, biserica, deja interziceau orice. El fiind prins, trebuie să-și găsească o evacuare. Și atunci el este ucis de propria lui soție, care probabil știe adevărul. Probabil că femeia, știind adevărul, iată, ajungem la filmul Nemuritorii. Nemuritorul cu Adrian Paul. Da? Știe că e nemuritor, îl omoară ca să scape, îl înmormântează și până vor pleca în altă parte. El, prins de inchiziție, dă următoarea declarație și este foarte interesant, pentru că această lucrare chiar există. Spune așa, după moartea părinților mei, zice, domnule, de ce n-ai îmbătrânit tu, mă băiatule? Că uite, ăștia din târg spun că tu ar trebui să ai acum vreo 70 de ani și arăți de 30. Te-ai mutat din oraș în oraș și așa mai departe, uite-te, sunt o grămadă de martori, este o epocă în care inchiziția merge foarte bine, te-am prins, spune repede. Cu cine, spune, ai semnat, da, pactul? Așa, cu cine ai semnat pactul? Domnule, sunt alchimist, spune el. Uite, vară laboratorul meu jos în secret, uite, aici fac poțiune, am găsit elixirul vieții și nu știu cum. În momentul ăla, inchiziția trebuie să raporteze undeva superior. Dom'le, nu mai putem să-l mai torturăm pe ăsta, că dacă chiar l-a descoperit elixirul vieții și proștii ăștia de martori spun că el are 70 de ani, dar seamănă de un puș de 30, avem o problemă. Trebuie să ajungă mai sus. Mai sus sunt trimiți niște tipi mai importanți. Interrogatoriu acum este mai politicos. Mă, băiatule, te lăsăm în viață, dar explică-ne cum e cu elixirul. Păi uite cum e cu elixirul. Și că, bă, moartea părinților mei, în timp ce îmi câștigam traiul din arta scrisului, făcând inventare și socotei în vreme de cetăți, că de-aia m-am mutat eu așa, mi-a căzut în mână, pentru suma de 2 florini, o carte aurită foarte veche și foarte mare. Ea nu era făcută nici din hârtie, nici din pergament, așa cum sunt făcute cărțile la noi, ci din scoata delicată a unor arbuști moi necunoscuți. Coperta era făcută dintr-un fel de cupru foarte fin, gravată, deci poate nu era material uman, așa, și cartea nu putea fi nici arsă, nici topită, deci avea niște particularități. În această limbă străveche am stat cu soția mea și am descifrat limbajul care mi-a dat formula elixirul vieții. El spune, cartea, domne, la 1380 ceva, să faci declarația asta. Cartea este și umană și non-umană în același timp. Și este plata pe care o dă pentru a scăpa o perioadă să ajungă acasă la soțioara lui și atunci va spune toată formula, ajunge acasă, bineînțeles, are o ceartă cu soția, ea îl ucide, fuge, el va fi înmormântat și bineînțeles că în mormântul respectiv nu mai găsești că ăștia pe nimeni, se demonstrează că Flamel la rândul lui era un nemuritor. Cartea însă, cartea pe care o avea și care cu siguranță nu o cumpărase pe doi frunci, era cartea lui de observator, cartea asta străveche, asta se află și acum în arhivele subterane ale Vaticanului. Iată, sunt secrete care nu sunt spuse publicului. Poate așa se explică de ce papii când ajung în catacombe albesc instantaneu. Trebuie să luăm pauză de publicitate, dar nu înainte, ca să creăm deja o tradiție înainte de pauză, să-l tulburăm pe privitor și mai tare. Am avut ocazia să studiez niște manuscrise de alchimie taoistă
vechi de cel puțin 7600 de ani, dacă nu chiar 8000 de ani, în care sunt precizate rețetele nemuririi. Da. Tu vorbești de Abu Bakr, Muhammad, Astea sunt Ibn ceva, Zarida al-Razi. Sunt mai recente. Eu vorbesc de alchimia taoistă chinezească de la Lao Tzu, 8000 de ani vechime, sunt rețete pe bază de pulbere de aur care îi conferă celui care știe să prepare această rețetă nemurirea. Și înainte de pauză, gândiți-vă pe pauza de publicitate, oare de ce aurul și astăzi este cea mai de preț monedă de schimb universal valabilă? Oare de ce? Publicitate și... Am revenit și moartea poate să fie tandră, vedem într-un tablou printre noi. Vorbeam despre alchimiști. De alchimiștii chinezi și tu, evident, făcându-ți temele extraordinar de bine, l-ai și găsit pe alchimiste, rog, da, să ne povestești. Ko Hung, anul 300 înainte ale noastre, este printre primii cunoscuți. Este o mare poveste legată și de Ko Hung. El spune că i-a venit ideea de a căuta elixirul vieții, piatra filozofală mai târziu în Europa, celebra lapis filozoforum, da? Cunoscând un nemuritor care i-a spus, i-a povestit și a explicat că există totuși o substanță, se poate face o substanță care poate prelungi viața. Nu i-a spus, dom'le, poți să ajungi nemuritor. El a de înțeles că s-ar putea, dar oricum va prelungi viața fantastic de mult. De la Ko Hung pornesc primele încercări de alchimie și primele încercări de a combina anumite materii și nu știu. Bine, în Europa este o nebunie totală. Începând de la Geoffrey Chaucer, am aici am spus tot. De Flamel am vorbit, nemuritorul care se dea drept alchimist, și despre celebra carte care era și umană și non-umană, care se află probabil cu siguranță în depozitele Vaticanului, care ascund foarte multe secrete. Umorul lui este legat și în momentul când este interogat că această carte nu este scrisă nici în litere latine sau galice și nici în alte litere cunoscute. Deci, mă băieți, luați-o cartea acum ca să-mi scape eu pielea și deșifrați-o voi cu ce vreți și în viitor și cu computere, dacă vreți, că tot nu o să o deșifrați despre ce e vorba. Sigur, apar foarte mulți alchimiști. Am aici o listă întreagă și este imens. Dacă i-aș citi pe toți, este nebun. Începând de la vechiul din Grecia antică, Persia, India, China, Islam, de exact ce vorbești tu, până la tocmai vorbeam înainte de pauză de Abu Rasis sau cerebrul Abu de Rases. Este unul dintre cei mai importanți alchimiști. Asta aduce o contribuție fundamentală științelor exacte, adică face tehnica distilării, începe să găsească niște lucruri mai speciale, adică descoperă acidul clorhidric, sulfuric, sodiu, potasiu și așa mai departe. Și face... trebuie să spunem că îl poate descoperi pentru că islamul, spre deosebire de ultradogmaticul și canonicul, excesiv de canonicul Vatican, islamul în prima lui epocă sau în prima lui perioadă, da, a permis. E universalist. Da, da, și permite lucrurile astea. Permite și se deschide foarte mult către cunoaștere. Păi iată că, de exemplu, în secolul al XII-lea, Artepius, cel care scrie Arta de a prelungi viața, fuge în islam. Și acolo tipărește chiar în latină anumite lucrări despre Arta de a prelungi viața, inclusiv niște formule la fel. Roger Bacon, episcop franciscan, care este atașat de chestia cu alchimie, considerat persoana non grata de Vatican, condamnat la moarte prin jupuire. Ai văzut că am făcut o emisiune cu catalogul acela de torturi, cam ce li se întâmpla. Și fuge la fel... Meniuri torturilor catolice. Fuge în islam, exact pe teoria ta. Deci sunt foarte mulți care fug în perioada asta. Și vorbesc despre anii 1214, mare 1294, dacă nu mă înșel. Și moare în islam. Lasă foarte multe lucrări scrise, din păcate nici una în latină. Deci au fost scribi din islam care l-au recopiat și acum avem manuscrise, evident, interzise în Europa, scrise în arabă. Am văzut chiar și la tine în biblioteca ta secretă câteva manuscrise, după care jinduiesc și acum. Acest Roger Bacon scrie celebrul Tractatus Triumverborum. Este prima dată când se vorbește la acest lucrare este atribuie, precum și Speculum Alchimia, îi se atribuie tot lui, pentru că ele sunt scrise în arabă de către arabi, unde se dă o parte din formularea exilului vieții sub forma următoare, scrie el. Zice în felul următor: